Salut și v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Eu sunt Andrei Alba ITB, am găsit la episodul cu numărul 26 din EFC 24, cariera noastră foarte frumoasă cu Liverpool. Am rămas la meciul contra celor de la Chelsea în Premier League, însă ține minte din episodul anterior că am câștigat foarte bine acolo să vin lângă trofeu Super Cup-ul, al treilea obiectiv pe care îl avem, am reușit să-l completăm, mai ne-a rămas doar balonul de aur de câștigat, însă mai trebuie să așteptăm pentru acel obiectiv. În episodul anterior am transferat și un jucător bombă, pe nume Bellingham, dar am și vândut un jucător de istorie, să zic așa, al carierei noastre, adică Cody Gakpo. Am văzut foarte multe comentarii, foarte multe interacțiuni între abonați, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Și prin acele comentarii ziceați că ar trebui să schimb numărul lui Bellingham, să-i dau alt număr. Așa că îl vom schimba, însă voi mi-ați sugerat acolo 22-25 și am văzut pe acolo. Însă cred că totuși mai bine îi dăm 5, din cauza că n-am... Totuși îl avea Zidane, el e foarte mare fan Zidane. Este și bine cu numărul ăla, hai să vedem totuși cine îl are. Ok, se pare că Ibrahima Konate îl are, da, o să îl luăm și cred că îi dăm alt număr. Iar lui Ibrahima Konate îi dăm numărul 6, o să stai destul de bine. Ei bine, prin comentarii am văzut și niște idei de transferuri și ați fost de acord să transferăm pe Lionel Messi. După cum vedeți, l-avem deja aici, însă mi-a spus și de Mason Greenwood, care ar fi un transfer foarte bun, dar și de Sesco, niște transferuri și niște idei foarte, foarte bune. Sesco ăsta m-ar interesa pentru că e striker, însă și Messi poate să joace ca striker, chiar joacă destul de bine. O să mergem direct să-l transferăm pe Messi pentru că asta v-ați dorit, asta vrem să facem, așa că asta o să facem. E bine, el costă 41 de milioane, destul de mult, acum de vedere la 38 de ani, un overall destul de mare, 41 de milioane este destul de mult. Haideți să vedem dacă putem să scoatem mai puțin. Haideți să vedem dacă putem să scoatem la 38 de milioane, să vedem ce aici cel la Inter Miami vor să facă acest deal, însă să îl dăm pe Gomez. O să refuzăm această ofertă și haideți să vedem dacă vor un 41. 57 cu 5% sell on close. Mi se pare un pic cam scam chestia asta. Hai să micșorăm un 52. Hai să vedem. 56. Ultimul deal. Ok, îl acceptăm. 56 de milioane vine Messi la echipă. Haideți totuși să vedem și ce contract îi dăm argentinului. Ok, se pare că squadra vrea rotation, ce mi se pare corect și destul de bine, pentru că na, e destul de bătrân. 2 ani mi se pare destul de ok, o să acceptăm 2 ani, fără clauză de reziliere, nu vrem să-l vindem. E bine, și se pare că salariul lui va fi de 67 milioane, fără bonusuri, nu avem nevoie de chestia asta. O să păstrăm așa, haideți să vedem ce zic. Și rămâne 67.000 pe săptămână pentru Lionel Messi. E bine, Liverpool, mai facem un transfer bombă, un transfer cu un jucător iconic, Lionel Messi. Vine la Liverpool pe o sumă destul de bună, vă vedem acolo cum dă salut cu Jurgen Klopp. Repede să facem fișa medicală, va fi totul bine, pentru că știm că Messi este un jucător extrem de bun, o să aibă probleme cu chestia asta. Messi, numărul 18, imposibil acest număr. 56 de milioane, haideți să vedem dacă, ok, nota D. Nici măcar nu s-a încărcat. E bine, vom merge instant și vom da numărul 10, pe care îl are deja Musiala. Ok. Ok, o să-i dăm momentan numărul 30, pentru că acest număr practic l-a avut el primul. O să-i dăm numărul 30 și o să vreau să spuneți în comentarii dacă vreți să-i dăm până la urmă numărul 10 și să luăm Musiala, să-i dăm alt număr, știu și eu. Dar numărul 30 lui Messi cred că se potrivește destul de bine. E bine, cum v-am spus, următorul meci este contra la cei de la Chelsea. Haideți să vedem ce reușim să facem. Aceasta este echipa lor, echipă foarte, foarte bună. Mazraou în dreapta acolo, Disasi, Cucurella, Fofana, Gallagher, care ce poză interesantă are. Aceasta este echipa noastră, echipă obosită. Da, echipă obosită. Haideți să vedem totuși, Lionel Messi își va face debutul, însă nu ca striker. Haideți să vedem, poate un KF, ok, este de acord. Și poate Carvalho în locul lui Vini la repriză. E bine, ce meciu, haideți să vedem ce vom reuși să facem contra cei de la Chelsea și dacă vom obține primele noastre 3 puncte din acest sezon. Vini are foarte bună șansă acolo, haideți să vedem. Foarte bine acolo un ball roll, lua portarul însă, foarte bine apărat. Haideți să vedem acum Messi, Messi la balon, bine acolo Messi, Messi nu reușește. Of, aproape. Salah foarte bine acolo, combina acolo cu Musiala la Messi, Messi, Messi! Scrie primul gol, Lionel Messi deschide scorul în acest match foarte, foarte important pentru că este primul match. Haideți să revedem faza, foarte bine acolo Mohamed Salah pasă la Musiala, Musiala vede foarte bine acolo pe Messi plecat, iar Messi nu ratează, n-avea cum să rateze. Foarte bine acolo pasă la Bellingham. Bellingham, ce ai făcut Bellingham? Ai dat peste poartă.
Foarte bine acolo la Messi, haideți să vedem acolo, trece foarte bine, are trăitura foarte bună acolo, Messi, șutează, mamă, ce transversală, wow, ce șut, ce transversală, transversală, gol, Messi sparge poarta efectiv, revedem replay foarte bine, trece acolo Messi și un șut, bombă, uitați-vă și voi ce bombă de șut, Messi, debutul ăsta poate face hat-trick, cine știe, Messi foarte bine acolo la balon, îl întrece pe Di Sassi, haideți să vedem foarte bine acolo Messi, un finez foarte bun, însă Kepa apără acel șut. Șansă foarte bună pentru Messi aici. Messi se duce foarte bine. Trece de joi doi jucători. Messi continuă. Messi, Messi, n-ai ce să-i zici. Hat-trick, un debut, n-ai cum așa cea. Deci n-ai cum, doar Messi putea să facă asta. Deci doar Messi și Ronaldo putea să facă chestia asta. Messi în primul lui meci la Liverpool reușește 3 goluri, reușește hat-trick-ul. Uitați-vă doar cum trece printre toți. N-au, măi, frate, nicio șansă. N-au nicio șansă. N-a jucat niciodată Messi în Premier League, dar nu este rău. Încă un faz acolo foarte pentru Bellingham. Și Bellingham ratează, wow. Haideți să vedem aici Bellingham. Foarte bine acolo Bellingham. Ce șut, wow. Wow, wow, deci meciul ăsta. Deci este meciul ăsta, este printre cele bune meciuri jucate de noi. Messi 3 goluri, Bellingham cu un așa gol. Efectiv l-a umilit pe Kepa. L-a umilit, pasă bună, da, ce pasă bună. Dar uitați-vă la șutul ăsta. Din Rabona, Rabona pe bune. Din Rabona pe lângă portar. L-a umilit. Și se trece meciul. Reușim să câștigăm cu 4-0. Îi spargem pe Chelsea. Reușim primele 3 puncte. Da, cu Messi. Cu Messi care i-a dat 3 goluri. Hat-trick în primul lui meci la Liverpool. Se vede, mă, că e Messi. Se vede. Bine, următorul meci este contra cei de la Brighton. Aceasta este echipa lor. Echipa destul de ușoară. Acest meci o să-l simulăm rapid. Haideți să vedem ce reușește echipa asta să facă. Și reușim să-i bate cu 5-1. Vini Lautaro, Lautaro din nou, Lautaro din nou, hat-trick cu Lautaro și Vini cu dubla și Lautaro cu hat-trick, îi spargem pe cei la Brighton. E bine, următorul meci este contra cei de la Arsenal. Arsenal, Arsenal, Arsenal din nou. Și asta este echipa, nici... Oh, Rudiger. Ok, Rudiger nu transfer. Da, ea cam spar pe cei de la Arsenal în ultima perioadă, așa că o să-i dăm un quick sim rapid, adică hai să vedem și... Ok, egal. Da, se vede că dacă nu jucăm, pierdem sau facem egal. E bine, și se pare că perioada de mercato se încheie. O perioadă de mercato foarte bună pentru noi. Bellingham a venit, Messi a venit. Din păcate, Cody Gakpo a trebuit să plece, dar eu zic că ne-am bazat. Avem jucători foarte, foarte buni pentru acest sezon, mai ales pentru balonul de aur, ăla vreau să-l văd. Așa că îi vom da skip deadline day. Haideți să vedem, ia uitați acolo cum se duce timpul. Și trecem peste perioada de mercato din vară. Haideți să vedem repede și la Monthly Scouting Report. Italienii, nu e bun, nu e bun, nu e bun. Poate la român găsim ceva totuși. Nu e bun, nu e bun, nu e bun. Nimic la români, haideți să vedem la englezi. E bine, n-avem noroc, n-am găsit nimic. Însă, două transferuri, două oferte foarte interesante. Lautaro Martinez este dorit de cei de la Arsenal. Pe bune, după ce am bătut de atâtea ori, Arsenal îl vrea pe Martinez. Dar și Real Madrid pe Virgil van Dijk. Pe bune, Virgil Van Dijk, mă, la 34 de ani, oricum nu o să-l dau, nu pot, e fundașul nostru main și Lautaro n-am cum să fac chestia asta, pe bune, n-am cum. E bine, următorul meci este contra cei de la Brentford, așa că haide să simulăm și acest meci rapid, o să trecem foarte rapid prin aceste meciuri, pentru că sunt destul de ușoare și n-are sens să le jucăm. Quick sim și reușim să-i batem Arnold, Vini, Bellingham și Lautaro Martinez marchează, foarte bine. E bine, însă următorul meci este contra cei de la Leeds United, care... Tot la fel o să îl simulăm. Dar revedem quick sim și... Egal. Ok. Ok. E bine, următorul meci este în UEFA Champions League. Ține minte că sezonul trecut l-am câștigat. Am reușit să câștigăm UEFA Champions League. De data asta, în acest sezon, avem o grupă destul de interesantă. Rangers, Fenerbahce, Borussia Dortmund. Foarte, foarte... Destul de interesantă grupa, de fapt. Aceasta este echipa lor. Dzeko este în atac. Wow, foarte bine acolo. Dzeko încă se ține foarte, foarte bine. Chiar dacă am câștigat sezonul trecut Champions League-ul asta, înseamnă că trebuie să ne oprim acum, o să încercăm să-l câștigăm și sezonul acesta, pentru că este un trofeu foarte important, așa că aș vrea să-l avem în colecția noastră de trofei. E bine, echipa asta este odihnită, Musial a ajuns la 93, Martinez la 91, foarte bine au crescut, însă Virgil van Dijk la 88, însă și Messi a început să îmbătrânească. Aoleu, nu e bine deloc. 86 overall, pe bune. E bine, începe primul nostru meci contra la Werner Bașce în acest sezon de Champions League. Haideți să vedem dacă ne vom descurca destul de bine. Vine acolo, Vini trece foarte bine, însă șutul lasă de dorit. Vine acolo la Martinez. Martinez, ce-a făcut, mă, s-a îndepărtat de minge. Foarte bine acolo, Vini se duce foarte, foarte mult.
Haideți să vedem la Formos acolo, la Salah, chiar nu știa la că o să ajungă la balon, însă ajunge Mohamed Salah, deschide scorul în acest match în minutul 25. Revedem faza, Vini foarte bine, pleacă acolo, centrare foarte, foarte bună la Salah și Salah cu o bombă din fața porții. O pasă foarte bună, haideți să vedem. Și ocazie foarte bună pentru Fenerbahçe, însă Alisson este acolo, nu lasă pe Dzeko să șuteze și să scrie. Dzeko acolo foarte bine, pasă la Kent, haideți să vedem înapoi la Dzeko. Dzeko nu știu ce face acolo, încearcă să șuteze. Încă ocazie, însă peste poartă, se termină și repriza totodată. Acolo foarte bine Salah, reușește și înscrie al doilea gol, înscrie dubla în acest match. Era sub pierd acolo, însă o recuperează și înscrie din fața porții, foarte bine Salah. Revenem faza, Salah face un touch destul de grav acolo, însă reușește să ia mingea până la urmă și jutează din fața porții și înscrie desigur. Foarte bine acolo pentru Martinez, mamă ce lovește în față pe acest jucător. Foarte bună ocazia pentru Fenerbahçe, hai să vedem acolo Kent, foarte bine continuă, foarte bună pasa, însă șutul este pe lângă poartă, foarte aproape acolo să înscrie cei de la Fenerbahçe. Haideți să vedem acum Messi la balon, o trivela însă peste poartă. Ce ai făcut Messi? Messi continuă, trece foarte bine, șutează și înscrie. Messi nu ne lasă la final de match, face 3-0. Messi închide scorul, să zic așa. Nu se mai dă niciun match, a încheiat match-ul. Revedem faza foarte bine acolo, dribbling-ul lui Messi. Și Messi cu dreptul reușește să șuteze acolo așa de bine încât să intre. Da, și se termină meciul, câștigăm primul nostru meci din acest sezon în Champions League cu 3-0. Messi marchează un gol, iar Salah dubla. E bine, următorul meci este contra cei de la Everton în Premier League, așa că haide să-l simulăm rapid. Vom intra de cu echipa full, îi dăm un quick sim și haide să vedem ce va reuși. Și reușim să câștigăm. Lautaro Martinez marchează dubla în acest meci și câștigă meciul. Următorul meci este în Carabao Cup contra cei de la Lincoln. Un meci destul de important pentru că vrem să câștigăm Carabao Cup, însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat! Pa, pa!